Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camele în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi facem biluțe cu nucă de cocos și ricota, umplute cu nucă, cu ciocolată albă și cu ciocolată amăruie. Ciocolată, biluțele cu ciocolată neagră, ia uitați cum arată, vedeți? Cu nucă. Și cu ciocolată albă. Și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem Nucă de nevoie. cocos și nuci. Eu le-am prăjit înainte și nuca de cocos am prăjit-o la foc mic, 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 ca altfel se arde. Așa, și nuca am 80-80 și am să pun 50-50 în... Așa. Voi mai pune și ciocolată neagră, ciocolată albă, tot 50-50 și zahăr sau miere. Ce doriți? Aici am 100 de zahăr, 50 de 400 miere de grame de și zahăr. ricotta. O să punem ricota. Și cine dorește pune zahăr 100 la 400 de ricota sau miere galbine. Eu astăzi pun miere, dar cine dorește poate pune zahăr. Și peste 400 de ricotta am să pun 50 de miere. Dar cine dorește poate pune zahăr. Așa. Și amestecăm așa încet. Și voi adăuga 50 de cocos. Aici am 80, deci am să pun un pic mai mult de jumătate. Și restul am să dau prin cocos. Deci, cum am spus la început, l-am prăjit la foc mic, 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 mic. Așa, e până încă puțin. Deci am pus 50 de cocos și 30 ca să dăm prin el. Și amestecăm încet, încet, încet. Amestecăm bine totul. Așa. Amestecăm mai întâi bine totul și după aceea o să o împărțim în trei. Și într-o parte o să adăugăm nucă. O să am să o macin așa bine. Într-o parte ciocolată neagră și într-o parte ciocolată albă. Așa. Și acum dau deoparte ricota și să începem cu nuca. Tot la fel, am 80 de nucă și am să pun doar 50. În compoziție și așa. Și ia să măcinăm nuca. Nuca este prăjită. Așa. Și o măcinăm așa cu scurgitorul astăzi. Ce frumos miroase nuca prăjită. Doriți nuca mai mărunt măcinată, o măcinați cu mașina, cu un mixer. Dăm jos. Și o punem aici înapoi.
acum tăiem mărunțel și ciocolata albă și ciocolata neagră. Bună ziua, Rodica! Bună ziua tuturor și bine ați venit! Așa. Și facem așa mărunțel, mărunțel. Și o punem în vas înapoi. Așa. Așa. Și punem așa aici. Peste. Și acum facem ciocolata neagră. O tăiem. Așa, și avem ciocolata neagră, ciocolata albă și nocile. Iau să o amestec cu mâna, să se amestece bine, bine. Așa, ricotta. Și o împărțim în trei. Am împărțit în trei. Și acum, într-una o să punem nuca. N-o punem pe toată, lăsăm puțin ca să avem și pentru, ca să dăm prin nucă. Așa, că aici am 80. Și dau deoparte, aici pun nuca. Cu ciocolata tot la fel. Pun puțină și ciocolata neagră tot la fel. Așa. Și acum le amestecăm. Am să iau fundul de aici. Așa. Să vedem cât de mari le facem. Am să amestec mai întâi cu nucă. Și aici gustați. Dacă credeți că la nucă vreți să puneți puțină esență de rom, o puteți pune. Așa. Și amestecăm, vedeți? Compoziția cum a venit cu nucă. Așa. Și acum formăm biluțe. Eu am să le fac mai mari, că am aceste forme și sunt destul de mari. Ia să vedem, ca să încap un pic mai mari. Așa, și le fac și mai repede. Mulțumesc, Mariana! Bună ziua, mulțumesc! Așa, ia să vedem câte mie, să trei. Le fac mari astăzi, dar pentru sărbători le faceți micuțe, micuțe, micuțe. Ia să vedem câte mi iese. Așa. E prea mare. Să fac patru. Să mi le împart așa. Așa. Și le strângem așa bine și facem biluțe. Și le dăm așa prin nucă. Așa.
și le punem așa aici în... Și le punem așa aici. Și avem cele cu nucă. Dau deoparte. Și acum facem cele cu ciocolata albă. Și amestecăm așa bine ciocolata cu ricota. Cum am spus, le puteți face mărunțele, mărunțele, dacă doriți. Și tot timpul, prăjiturile se fac o zi înainte, ca să intre toate aromele una în cealaltă. Și a doua zi se gustă, se mănâncă. Așa, ia să facem așa patru. Așa, și dăm forma la biluța noastră și o dăm prin ciocolată albă, prin nucă de cocos și ciocolată. Deci prin nucă de cocos și ciocolată, am să pun. Așa. Așa. Și acum, cu ciocolata neagră. O să dăm prin ciocolata neagră. Ne mai punem încă 4. 1, 2, 3 și 4. Și amestecăm așa bine. Și facem 4 biluțe. Dăm prin ciocolată. Așa. Și punem așa aici. Așa. Și am terminat și biluțele. Ia uitați. Dăm deoparte. Dăm prin ciocolată și pe ultima. O să le pun așa peste. 14. Ia uitați ce minunăție. Bune, bune. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere!